De ce te ascunzi când faci păcatul și zici că nimeni n-a văzut? Să știi că Domnul vede totul, El vede tot ce ai făcut. De ce, de ce te ascunzi tu? De ce nu vii azi la Iisus? Grăbește-te, nu amâna, căci mâine poți întârzia. De ce, de ce te ascunzi tu? De ce nu vii azi la Iisus? Grăbește-te, nu amâna, căci mâine poți întârzia. Dacă păcatul nu e bine și dacă tu ești fericit, de ce n-ai pace și odihnă și ești mereu îngrijovit? De ce, de ce te ascunzi tu? De ce nu vii azi la Iisus? Grăbește-te, nu amâna, căci mâine poți întârzia. De ce, de ce te ascunzi tu? De ce nu vii azi la Iisus? Grăbește-te, nu amâna, căci mâine poți întârzia. De ce, de ce te ascunzi tu? De ce nu vii azi la Iisus? Grăbește-te, nu amâna, căci mâine poți întârzia. Grăbește-te, nu amâna. Lasă păcatul, lasă lumea, lasă, amice, tot ce-i rău. Să nu zici că n-a văzut nimeni, că-și te-a văzut chiar Dumnezeu. De ce, de ce te ascunzi tu? De ce nu vii azi la Iisus? Grăbește-te, nu amâna, căci mâine poți întârzia. De ce, de ce te ascunzi tu? De ce nu vii azi la Iisus? Grăbește-te, nu amâna, căci mâine poți întârzia. Dumnezeu a fost acela care a lucrat și când ne uităm în urmă putem să spunem că avem un Dumnezeu care lucrează, avem un Dumnezeu care schimbă oameni, avem un Dumnezeu care face minuni. Vreau să spun și cred și Duhul lui Dumnezeu în seara asta ne spune că în satul Păicu mai sunt mulți care vor primi pe Dumnezeu.